Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit. Vă salut pe toți cu căldură. Astăzi aș vrea să discutăm despre cum se bercuiește o țeavă de inox, adică acest capăt și acesta care deja l-am făcut încă de ieri. Bercuirea țevii de inox a fost o vreme când m-am bizuit și pe altcineva, dar n-am să mai fac acest lucru. Și îl făceam cu o piuliță, cu o piuliță de mufare, dar nu se compară față de mufarea făcută cu acest dispozitiv de mufat, această menghină portabilă, în ghilimele, care vine introdus aici, în acest canal, da? Mufarea este un factor important, pentru că dacă vrei să-ți iasă din prima, să o faci la modul cel mai profesional cu putință, pentru că, cum se spune, ai o singură șansă. Și dacă nu o faci corect, vei fi nevoit să demontezi tot acest ansamblu. În caz fericit, dacă ai greșit în partea de sus, atunci este suficient să scoți capacul. Dar dacă ai greșit aici, s-a terminat. Trebuie demontat absolut totul și refăcut din nou. În acest caz, noi vom folosi acest dispozitiv. Să știți că nu este deloc ieftin. Eu l-am achiziționat pentru că doresc ca tot ceea ce fac să fie făcut la modul cel mai profesional cu putință. Noi deja, ca să mufăm țeava, în primul rând trebuie să avem o tăietură perfect dreaptă. Vă recomand să folosiți acele debitatoare de cer de cupru pentru a tăia cât mai drept cu putință. Atenție, nu trebuie presat foarte tare, pentru că vom aplatiza aceste, cum să le spun, aceste proeminențe, și acesta nu este un lucru bun. Știm cu toții că și țeava gofrată este o țeavă destul de sensibilă, dar dacă îi asiguri răcirea corespunzătoare cu o pompă, aceasta fiind o centrală mai mică, noi folosim o pompă mai mică. Această pompă are capacitatea să livreze 3,5 metri cub pe oră și să o pompeze la înălțimea de 6 metri. Nu o să folosesc niciodată o pompă mai mică, pentru că serpentina are în acest caz o lungime destul de considerabilă, iar ea trebuie să facă față pentru ca să reușească să o răcească într-un timp cât mai optim, să nu se supraîncălzească. Așa am poziționat pompa, după mai multe încercări, așa s-a potrivit cel mai bine. Am făcut un așa fel încât țeava gofrată să stea relaxată, să nu stea încordată, stă puțin înclinată în această parte, dar ea va veni puțin mai încoace, pentru că și aici și dincolo urmează să punem și garniturile. Noi garniturile încă nu le-am pus, pentru că urmează să demontăm pompa ca să reușim să vopsim. Aici sus, în țeava de legătură, este în partea de jos a bazinului, am pus o olandeză, iar aici jos nu este nevoie să punem olandeză, pentru că avem acest cuplaj care îl vedeți aici. Aici, în această zonă, va veni senzorul de imersie, are sonda până aici, care va citi temperatura, iar la temperatura setată de noi, de preferință maxim 30 de grade, va porni această pompă. Adă-mi, te rog, o piuliță de cuplaj. Haideți să vedem cum facem cuplajul. Întotdeauna vom
pune prima dată piulița. Toate socotelile trebuie făcute dinainte, pentru că dacă odată ai tăiat, cu siguranță rămâne tăiat. Punem piulița prima dată, pentru că dacă nu punem piulița, nu o să mai avem ocazia să o punem, decât dacă tăiem din nou țeava, pentru că acest dispozitiv mufiază țevile în așa măsură încât piulița nu poate să treacă de bavura făcută. Noi avem două clipsuri de acest fel. Acesta este pentru DN20, DN25. Mai avem și pentru DN18 și DN15, dacă nu mă înșel. Se așează întotdeauna pe cel de-al doilea canal. Se strânge. Vedeți, el se poate roti, dar totodată clipsează perfect. Și se introduce acest dispozitiv. Da? Trebuie să ne asigurăm că îl introducem corect. Așa cum v-am spus, nu avem o a doua șansă. În teorie, el ar trebui să intre ușor. Nu știu ce s-a întâmplat. Sau nu l-am ținut eu bine. Dar a doua variantă a fost cea adevărată. Nu l-am ținut eu bine. Îl ținem în jos ca să nu sară și acționăm acest berbec de câteva ori până ce vedem că bercuirea s-a făcut în modul corespunzător. Haideți să vedem cum se face. O să mă ridic de pe scaun, pentru că comoditatea aici nu prea așa are locul. Haideți să vedem. Am acționat de atâtea ori, de câte ori a fost nevoie, ca acele două bavuri să fie complet aplatizate, pentru că la strângerea piuliței, după ce am așezat garnitura, ea să nu se mai aplatizeze. Haideți să vă arăt cum a ieșit. Da? Am obținut aici o suprafață perfect plană, iar piulița, din câte vedeți, da? Ea nu mai poate fi scoasă, pentru că bavura, această bercuire, este cu mult mai mare decât diametrul piuliței. Era o vreme când bercuiam cu piulița, iar dacă puțin o încordam, ieșea afară, șaiba fiind aceea care o punea rezistență și nu-i dădea voie să iasă. Acum cam astea sunt lucrurile despre bercuire și să știți că nu sunt deloc de neglijat. De aceea o să vă mai arăt până la capăt cum vine și țeava montată și cum arată într-un final. Am ales să fac acest lucru de aici, de jos, în sus, pentru ca să am siguranța că aici totul va fi în ordine. Haideți să vedem cum o să arate. Da? După ceva vreme am montat și țeava de legătură între serpentină, partea de jos, și bazin, partea de jos. Cum funcționează? Haideți să vă spun. Pompa aici este legată la serpentină în partea superioară. Acesta este sensul pompei. De jos în sus. Pompa va trage apă prin intermediul acestei legături. Apa rece o va trage din bazin. Va coborî în jos. Va face tot circuitul serpentinei. Va ajunge în partea superioară, după care va fi pompată în partea de sus a bazinului, atenție, nu în imediata învecinătate a
vasului, vasul de apă în interior are un sistem intestinal făcut de noi. În acest fel vor dispare loviturile de berbec. Pe traseu apa se va acomoda cu temperatura, va ajunge aproximativ la aceeași temperatură, iar acest lucru nu poate fi decât un plus. Așa am decis să facem de acum înainte. Știu că sunt niște costuri suplimentare, dar decât să fie probleme, nu este de dorit acest lucru. Acum urmează să-i construim un colier aici. Am renunțat la colierele din magazin pentru că nu le pot numi coliere. Altceva, dar numai coliere, nu. Sunt foarte slabe și nu mă risc. Știu că PPR-ul se lasă. Am să-i fac aici un colier de susținere, un colier adevărat, cum probabil ați mai văzut la mine pe canal. Iar un alt colier am să îl pun aici, în această zonă. Ce vreau să vă mai spun, eu mi-am cumpărat o plită pentru lipit PPR-ul, care a venit în dotarea standard cu această foarfecă, care spune că poate să debiteze până la 42 de milimetri. Eu țeava care o folosesc este de 40, adică de un sol și un sfert. Iar la momentul achiziției am cumpărat și o foarfecă care debitează tot la 42 de milimetri, o marcă renumită, cea mai renumită de pe piață, pot să spun. Dar uitați-vă cum arată cele două. Le vedeți? Arată mult mai profesional față de aceea care am găsit-o întrusă. Vedeți? Foarte profesional arată, cu deblocator la deget, cu... Asta este puțin mai primitivă, ca să-i spun așa. Spre surprinderea mea, și a fost o surprindere, a fost un lucru la care nu m-am așteptat, o bate de la distanță. Deci vă spun, nu se compară cu nimic. În primul rând, are cuțitul mai subțire și mult mai bine ascuțit, da? Pe când asta la altă are cuțitul mai conic și vă spun sincer, nu este ascuțit aproape deloc. Nu știu ce s-a gândit constructorul când a făcut-o. Asta v-am arătat, declanșare la buton. Aici trebuie să tragi de ea ca să se deschidă. Dar în momentul în care începe să taie, abia dacă simți rezistența care o pune pe PPR-ul. Pe când asta la altă, aici apăsat de crescă se rup mânerea. Asta este diferența. Nu întotdeauna ce arată bine este și bun. Aici este oarecum morala acestui lucru. Vă las să vă mai uitați încă o dată, să vedeți. Eu dacă v-am fost de folos, mă bucur tare mult. Și sunt convins că aceste sisteme nu numai că vor fi mai longevive, și datorită economiei și eliberării în atmosferă de noxe minime, vor fi mult mai eficiente și de viitor. Vă mulțumesc tare frumos pentru aprecieri, pentru comentarii. Dacă v-a fost de folos, lăsați un like. Iar dacă nu, ne vedem data viitoare cu o altă prezentare. Numai bine!